Ceea ce Schaefer a spus e același adevăr pe care toți trebuie să reținem. Dumnezeu nu e mai real și mai prezent aici în biserică. De că la locul tău de muncă unde ai problema aia, decât în casa ta unde ai problema aia, decât pe patul de spital. E același Dumnezeu care, indiferent de loc, de situații, de circunstanțe, dă dovadă de aceeași dragoste, de aceeași grijă față de cei care și-au încredințat mâna, viața în mâna Lui. Se cere acestor oameni credință. Dar să ai credință nu e un lucru ușor. De ce? Fiindcă suntem ființe umane care trăim într-o lume materială în care suntem obișnuiți să ne orientăm pe ceea ce vedem, pe ceea ce simțim, pe ceea ce auzim, mirosim, pipăim. Întreg organismul nostru este presetat, programat să reacționeze la ceea ce e palpabil, ceea ce e senzorial, ce putem percepe, de aceea noi mereu cerem semne. Cerem minuni, vrem să vedem, vrem să auzim, fiindcă judecăm în funcție de simțurile noastre. Credința, atenție, trece dincolo de simțurile noastre. Credința pură se manifestă atunci când tu nu simți, când tu nu vezi nimic. Și asta e greu, e foarte greu. Adevărul este însă că numai atunci când alegem să credem că Dumnezeu este așa cum ne-l prezintă Scriptura imutabil în caracterul său, absolut în integritatea sa, fidel promisiunilor sale, doar atunci putem experimenta adevărata credință și adume credința care nu-L judecă pe Dumnezeu, în funcție de circunstanțele vieții. De aceea, dacă ești a lui, dacă tu crezi cum spune Iisus, că inclusiv firul tău de păr, pentru cel care mai aveți, da? Și inclusiv firul tău de păr este numărat și nu cade la pământ fără voia lui. Asta înseamnă că el îți cunoaște circumstanțele și bunele și relele. Și este acolo, chiar când tu nu-l vezi, nu-l auzi, nu-l simți.